Anul ăsta, din păcate, sunt clasa 12, ceea ce înseamnă că inevitabil la începutul lui iulie o să am o întâlnire cu o scumpă, dar nu prea frumoasă domnișoară numită Baca. Și chiar dacă am așa o vagă impresie că nu o să fie cea mai plăcută întâlnire pentru mine, tot trebuie să mă aranjez, pentru că dacă reușesc să o impresionez, o să obțin anumite chestii în schimb. Da, ai auzit bine, sunt un profitor, sunt pe interes. Dar nu te grăbi să mă judeci, pentru că la un moment dat o să fii și tu în locul meu și vei înțelege cum stă treaba. Și mai exact, ce obțin eu de la Baca? Ei bine, dacă reușesc să o impresionez, o să-mi pun o vorbă frumoasă la facultatea unde vreau să studiez. Iar dacă asta se întâmplă, toată lumea e fericită, dar nu este atât de ușor. Mulți au încercat și mulți n-au reușit. Necesită multă vrăjeală, dar partea bună este că această vrăjeală se poate învăța. Astăzi vom vorbi despre câteva metode prin care poți să înveți mai eficient această vrăjeală. Atenție, mai eficient, nu mai rapid, pentru că e destul de mult de acaparat și nu e nici distractiv. Așa că dacă ai senzația că poți să o impresionezi doar prin felul în care arăți, fără să scoți nimic pe gură, ei bine, lasă-mă să spun că te înșel amarnic. Am uitat să precizez că are și o soră mai mică numită Evaluarea Națională. Nu e nici vreun fotomodel, dar necesită cam același tip de vrăjală, așa că dacă vrei să spun o vorbă bună la liceul în care vrei să intri, aceste metode funcționează și pentru tine. Să îi dăm drumul. Prima metodă este elimină distragerile și recompensează-ți efortul. În primul rând, înainte de a te apuca să înveți, trebuie să îți așezi terenul. Pentru a maximiza potențialul de eficiență, asigură-te că în jurul tău sunt cât mai puține distrageri, pentru că e aproape imposibil să le elimini pe toate, cele mai mari fiind chiar propriile tale gânduri. E un momentul în care învăț, îmi pun telefonul pe silențios. Ăsta e un minim. Dar dacă tu nu îți poți controla impulsul de a intra pe social media, ai putea încerca să îți duci telefonul într-o altă cameră în timpul în care înveți. Pe de altă parte, trebuie să negociezi cu tine pentru a stabili recompensa necesară pentru a învăța paragraful ăsta sau formula asta. O bomboană după fiecare formulă învățată poate funcționează pentru tine, sau după ce îți faci tema la meditație să ieși cu prietenii pe afară sau să te joci un meci de Counter-Strike. Nu poți dresa un câine fără recompensă. Dacă vrei ca acel câine să exercite comanda pe care tu o dorești, trebuie să-i oferi întâi de mâncare. Astfel, câinele se va gândi: ia stai așa, dacă fac ce-mi spune stăpânul, voi primi mâncare de fiecare dată? Super, atunci dacă vreau să-mi fie bine, voi face ce spune el. Numai că în situația asta, tu joci rolul și al câinelui, dar și al dresorului. Tu trebuie să stabilești ce recompensă merită efortul tău în funcție de volumul efortului pe care îl depui. Spre exemplu, dacă înveți un comentariu de 2 pagini la română, atunci poți să te joci o oră, dar dacă înveți unul de 4 pagini, atunci poți să te joci 2 ore. Important este să-ți recompensezi efortul de a învăța și să nu fii un sclav al tău care învață fără niciun fel de stimul motivator. Așadar, creează un spațiu propice pentru a obține rezultate dorite, eliminând distragerile și recompensându-ți efortul. A doua metodă este să alternezi învățatul cu pauza. În loc să înveți în continuu 5-6 ore, încearcă să-ți organizezi timpul în perioade de studiu și perioade de relaxare. Spre exemplu, poți împărți o oră în 40 de minute de muncă și 20 de minute de pauză. Sau în loc să înveți 5 ore într-o zi la un subiect, învață câte o oră pe zi pe parcursul a 5 zile. Astfel, eviți efectul de saturație și segmentezi volumul mare de informație în bucăți mai mici, pe care le poți înțelege mai bine datorită faptului că informația este stocată în memoria de lungă durată pe timpul somnului. De aceea este indicat să studiezi din timp pentru un examen și nu cu o zi înainte, pentru că informația nu are timp să fie digerată și nu va rămâne în memorie. Cu alte cuvinte, este mai eficient să depui un efort mic, dar constant, în comparație cu un efort mare într-un timp foarte scurt. Nu te poți îmbogăți peste noapte. A treia metodă este să scrii pe foaie ce ai repetat. Probabil modul prin care ai învățat până acum este să citești fraza respectivă, apoi să o repeți de zeci de mii de ori ca un papagal. Am să-ți ofer și alte variante. Una dintre ele ar fi să citești fraza respectivă, o repeți de două ori cu voce tare, apoi o scrii pe o foaie de hârtie. Practic, scrii lecția din nou și ai ocazia să o înțelegi mult mai bine decât atunci când ți-o dictează profesorul la clasă, pentru că în momentul ăla ești preocupat să auzi în primul rând ce zice și în al doilea rând să nu rămâi în urmă cu scrisul. Da, păi să mai și înțelegi ceea ce spune cu adevărat. Ăsta e modul prin care eu am învățat din clasa 8-a până acum și pot să spun că mi s-au întipărit noțiunile în cap mult mai bine. Încearcă și tu. O altă metodă pe care am descoperit-o recent, cea cu numărul 4, este să te înregistrezi în timp ce înveți. Asta e partea frumoasă, că le poți asculta ca pe muzică, făcând cu totul altceva. Ca o melodie pe care o înveți ascultând-o de nenumărate ori, poți învăța și comentariile sau formulele, sau mă rog, ce ai tu de învățat. E o metodă foarte bună dacă tu nu ești genul căruia să-i placă să stea la birou și să citească pur și simplu dintr-un caiet. Deși
spus mai devreme că e important să ții telefonul departe atunci când înveți, îl poți folosi totuși în acest scop. A cincea metodă este să creezi o structură. Este mult mai eficient și mai ușor să înveți dacă există o structură bine definită. Spre exemplu, comentariile la română au o structură care este împărțită în mai multe bucăți. În prima parte se vorbește despre autor și operele sale, în a doua parte despre motivele literare și temă, și așa mai departe. Prima parte se referă la asta, a doua parte se referă la asta. Știind structura, îți va fi mult mai ușor la examen să reproduci ceea ce ai învățat. Și o metodă mult mai bună pentru cei care nu vor să învețe cuvânt cu cuvânt, pentru că poți să îți produci singur argumentele și chiar să improvizezi. Așadar, învață întâi structura, iar dacă nu există, fă-o tu. Și ultima metodă cu numărul 6 este să cauți și alte surse de informație. Sunt o grămadă de videoclipuri interesante despre aproape orice subiect pe YouTube și poți învăța chiar mai multe decât ți-a predat profesorul la clasă. Este într-adevăr mai ușor să înveți atunci când îți place și te interesează ceea ce înveți. Și unii youtuberi chiar au modul ăsta foarte special de a te face să înțelegi și subiecte aparent grele. Un canal pe care ți-l recomand și eu îl urmăresc de ceva timp este Fizica cu Cristian Presură. Omul este super și chiar m-a făcut să înțeleg și să mă atragă fizica chiar dacă nu prea aveam noi tangențe cu ea. În final, îți spun că totul este să fii interesat și să depui efortul necesar, iar rezultatele nu vor întârzia să apară. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Iacob Escuidi pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune o reușită în orateu. Pa, pa!